PSD și PNL i-au pus gândă de barcare pe de listul lui vicepreședinte al Consiliului Județean Dâmbovița, Marin Antonescu, imediat după ce se vor așeza la masa negocierilor și vor semna protocolul județean de colaborare, conform prevederilor stabilite de Uniunea Social-Liberală, Social-Democrații și Liberalii Dâmbovițeni, vor demara toate procedurile necesare pentru înlocuirea din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean a pe de listului Marin Antonescu, cel pe care opoziția și nu numai îl percepe drept strategul șef al puterii locale și județene. Atât liberalii cât și socialdemocrații spun că vor respecta ad literam prevederile protocolului de colaborare al Uniunii Social-Liberale, așa că debarcarea lui Marin Antonescu din fruntea Consiliului Județean Dâmbovița este iminentă și trebuie realizată în cel mult 30 de zile. Aceea soartă o vor avea și viceprimarii, membrii ai altor partide din localitățile unde PNL și PSD constituie majoritatea. Protocolul de colaborare între PSD și PNL prevede obligația părților semnatare ca acolo unde sunt majorități să încerce să dea și calitatea acestei majorități prin ocuparea funcțiilor publice. Ne vom așeza la masă, vom semna un protocol la nivel județean și vom stabili ce pași avem de urmat. Personal, cred că protocolul trebuie pus în aplicare în integralitatea lui. În termen de 30 de zile de la data constituirii acestei uniuni, trebuie în toate consiliile județene și în toate consiliile locale, acolo unde este posibil, create majorități PSD, PNL. Există majoritate, dar nu era statuată printr-un astfel de act. Acolo unde viceprimari sau vicepreședinții de consilii județene sunt de la PDL, vom face toate demersurile pentru a fi schimbați.